Anchetă amplă autorităților din Mehedinți după decesul unui tânăr în vârstă de 36 de ani din drobeta Turnu Severin. Bărbatul a fost găsit decedat la sfârșitul săptămânii trecute în apartamentul său, acolo unde deținea o crescătorie ilegală de reptile iar închetatorii au descoperit în locuința bărbatului trei vipere cu corn, un piton și alți trei șerpi. Pe corpul tânărului s-au găsit mai multe leziuni despre care nu se știe dacă sunt sau nu cauzate de mușcături ale reptilelor. De asemenea, anchetatorii nu au găsit urme de venin la fața locului. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la serviciul de medicină legală pentru efectuarea necropsiei. Șerpii urmează să fie preluați de către autorități, echipe mixte de polițiști, și specialiști ai gărzii de mediu se vor deplasa la locuința tânărului pentru a ridica reptilele. De altfel, sursele din anchetă susțin faptul că de-a lungul timpului reptilele ar fi scăpat în repetate rânduri pe scară. Tânărul locuind într-un apartament situat la etajul 7 al unui bloc din municipiul Drobeta-Turnu Severin,